Salut, să-mi bai pula în voi, o să continui jocul lui Nikita. M-am uitat la el, s-a căcat pe el, e o pizdă proastă. Ce e how to play? You are never safe. La pizdă la măta, nu niciodată, nu știu. Start game, ce pula mea s-a blocat? A, nu. Ha, am venit să câștigăm acest joc astăzi. Vai, ce pula mea, ce vibrator să zboar cu aia. Zacu 10 ani, fratele meu și măs, nevastă sa și prietenul lui, împreună cu alți prieteni care făceau o orgie cu copii. Ce pula, au fost brutal uciși într-o casă sub fustele orașului. Foarte frumos traducerea mea, best English ever. The police never solved the crime. All they could find were chunks of the victims in flash wrapped in candy wrappers. My name is what? My name is who? My name is Tiki Tiki Slim Shit. Așa. Ce pula mea mai e? Hospitalul, casa a fost demolată, toată lumea a uitat și o altă casă a fost un complot, prieten de-al meu. Și de ce nu i-am zis lui nevastă mea sau prietenul meu să nu cumpere casa? Ce pula mea s-a handicampată? Nu am auzit de el și despre familia lui de când... Din prima noapte. Ce prima noapte? Când a făcut Dumnezeu cu animalele? E măta acasă? Hello? Ia, ce frumos a apăs pe ăla, zici că vreau să fut becul. Nu pare să meargă, cred că the power is out. Păi la cum ai făcut, zici că făceai așa în pula mea. Sheesh! Ce turistă este meu? E dark aici, cum e afară. Cam pizda lui măta. Sunt așa de încântată, așa că am decis să-mi iau lanterna când am mers aici. Stați așa un pic, că mă sună Fanny. Alo, da. Dansez. Somnușor, nu pot vorbi acum. Sunt în fericire că am o lanternă. Nu contează acum. La revedere. Așa, îmi cer scuze pentru deranj. Hai să continuăm. Ce pula mea. I will just turn it on. I can figure out what's going on. Și ce pula mea îmi zici mie? What the hell happened here? Ah. Ce pula mea. Să-mi bă, pula, ce preșuri sunt astea de pe vremea când trăia Alexandru Ioan Cuza. Hold. Ce pula, o, ce mână. Zici că de-aia scoasă din pulă. Ce pula mea e săgeata aia în sus? E o ușă, ce săgeți în sus? Hai să-ți bași, ce scârțăit. Bă, dar mult ia să deschizi ușă, bă. E clar. Ce dracu e? Da, e clar, mam. Dacă așa e tot jocul, îmi bag pula. Bă, până acum mi-am bătut recordul prietenului meu. Deja sunt zeu, semizeu, demizeu. El e bun la Slender, eu sunt bun la căse bolnave. Ce s-a auzit? Hai de viața mea, zici că ascult drum and bass. Hai, bă, ce-i cu mâna asta? Da, măta. Capul măta. În cuptor, dați-mi o plăcintă, mor de foame. Numai plăcinta merge după mici. Bău! Hai că v-am speriat, știa cum să mă sperie. Dar de ce trebuie să țin lanterna în jos ca să-mi văd fusta? Bă, să moară Johnny, dar pe ce sunt, frate, pe cimitir? Deschide! Ce dracu? 3, 2, 5, cacă-te și lingi. O fi un cod, fraților. Hai să sunăm la telefon. Unde e pula mea telefon? 3, 2, 5, hai să punem pauză. 3, 2, 5, da? Ce dracu mai scriu? Hai, nimic, hai să sunăm. Bip, bip, bip. Bă, sună șmecher. Așa. Dar cum, ce dracu trebuie să-i fac cu numărul ăsta? Au, ce mână frumoasă. Să-ți bași coaiele în ea. Hai, haide. Să mă iei de buca stângă. Uite ce țâțe în pizda, mă, e un pixel. Hai! I feel numbers scribbled on the piece of paper. Oh, I am the king of the world. Ce pula? Cum a ajuns foaia acolo? Să-mi bag coaiele. Ah. Hai-ți stac, îmi trebuie o pizdă să o desfac. Mă cac pe mine, presimt că o să am nevoie să fi trebuit să citesc regulamentul ăla. Ai de viața mea, ce scârție chiloții mei. Bă, dar pe ce merg, bă, pe nisip? Mamă. Mai am un pic și mă cac pe mine. Da, frumos, domnul. Poarta raiului. Nu, dar pe bune, ce-i cu ușile astea? De când nu le-ați uns? Hai, mă! Hold it, hold it. Hold it like it's hot, da. Un sertar. Doi... O scară! Să mă iei de bucă! Hai, mă! Am o jumătate de... Să-ți bași pe la mă ta!
Cum sting lumina? Cum sting lumina? Ce pula mea e surprise bot sex? Să-mi iei pula în 3, 2, 5 pe scara pe care o lingi. Ce morții mătii se aude? Futu-s capra mătii cu pianul, pizdici, dracu' e asta. Asta a fost tot? Salvați-mă, bă! Ah, homesick. Best game ever. Hai să cântăm despre greci. Credits. Incompetență, cică. Păi, ce mă miră. How to play. Acum ar trebui să citesc regulamentul. Ca să deschizi un obiect, scroll the mouse-ul. Ce scroll? Că dădeam click. Find what you can go to yourself out of the house. Your flashlight is... Da, păi știi, eu trebuie să mă duc acolo, să văd că mi-au murit prietenii, familia, să mor și eu. Lanterna e suficient de moartă încât să fiu ratat. Da, da. Ca să dau away from my way pentru prizonieri, să scap din camere și away from my way de duș. Cu flashlight-ul fac push. Da. Vă rog să-mi acceptați scuzele, sunt un handicapat, am dat escape. M-a bătut în cel mai mare stil. N-am cum pe bune să jucăm. Vreau să văd ce pizda mă simt mai de data asta de cur. Hai mai repede, că am văzut că mi-a murit neamul și pizda și sora și soția lui fratele meu. E cineva acasă? Hello? What the hell happened here? Sper că le găsesc în aceleași locuri, nu? Open. Mamă, da, ai Alzheimer, bă, de ce atât ați deschis? Ce pizda mă simt. Samba, la data viitoare când mă joc jocul ăsta o să-mi iau o sticlă de ulei. Bă, da, vă întreb și eu pe voi. Când deschideți niște dulapuri. Și vă ia 5 secunde să-l deschideți. Da, niște handicapați râd de mine, nu-i băgați în seamă. Unul a murit la 5 secunde. Da, până acum e un joc frumos, oare iar găsesc ceva în cuptor și data asta sper să fie o pizdă. Da, Oscar. Bă, dar nu te-am găsit, bă, și data trecută. Bă, jocul ăsta deja devine stupid. Da, dacă nu e o pizdă din mă. Și dacă o găsesc pe măta. Să vede, bă, cine joacă bine. Un jucător de Counter, Dota. It's stuck. I need to find something to pry it to open. 2 secunde. Google Translate. Dar vezi că poate să apară pe gână. E pauză, bă, prostul. A, nu e pauză. Să-mi bat. Niște dulap. Nu vreau să aud comentarii legate de jocul meu, dar am nevoie să știu ce înseamnă pry. A, Delta Search. Dar nu vreau să aflu nimic despre alfabetul grecic. Se pare că băieții mei de la RDS sunt foarte pe val azi. Noapte la 11.45. Nu e chiar noapte. Prai. Desface. Și că pârghe. Păi da, elevate. Ridica. Păi da, am o scară. Ce pis. Ah, clar. Hai acum să continuăm căutarea. Îmi trebuie o oază să deschid ușa. Ia, stai că am o idee. Ce prostie. Stai așa un pic. Cum pana mea poți să retezi? Hai! Ce prostie, da, cred că ar trebui să fug. Scria ceva regulamentul ăla că trebuie să dau away from my way. Mamă, băi, deci chiar nu pe bune. Mă duc să-mi cumpăr niște bunica. Uite, frate, cum îmi sar pixelii din subțien. Hai de pula mea să moară măta. Ce s-a întâmplat? Am urcat scările. Salut, dau pizdă pentru pizdă. Fugi, fă, fugi, fă, fugi, turista treacu. Fugi, morți, măti, mori. Hai să-ți bași pula ce mi se cacă cocatul în mine. Fugi, fugi în morții lui măta. Stinge lumina, stinge lumina. Stinge lumina, arată calea. Pune mâna pe mine, simtem pixelii. M-am împiedicat. Și pula mea bate cu lacătul în pizdă. Mi-a dat cineva jos fusta? Ce-a fost asta? Uite, da. Bă, lumina. S-a stins, s-a oprit muzica. Hai să băgăm niște Justin Bieber. Am cer scuze, am oprit videoclipul din greșeală. Dar rămânem la ideea cu povestea. Am ascultat niște Justin Bieber ca să ne liniștim.
Dar totuși, de ce s-a oprit melodia? Hai să vorbesc cu experții în Global Offensive și Team Fortress 2, respectiv Seduction și Nikita. De ce crezi că s-a stins lumina? S-a oprit muzica? Mă cam bate română asta. Ești mort. Sunt mort. Prima variantă, a doua variantă, Seduction, te rog. Poți să repeti întrebarea? Hai de pula mea, când suși pula, trage în piept. Răspunsul de stângă, nu știu. Hai să auzi. Nu-l băgați în seamă, vă rog frumos, este un pic mai așa. Dar acum chiar vreau să mă liniștesc cu... Baby, nu, taci, băi, n-ai tu voce de zeu. Imediat. Justin Bieber. Imediat îmi cer scuze, cum spuneam băieții de la RDS. Oh, cea mai frumoasă melodie. 3.467.000 de dislike-uri. Imediat. Nu îi băgați în seamă, sunt niște inculți. Ei au murit instant la acest joc. Am un singur lucru de zis. Dau tune. Vă rog frumos, stați să pun aici melodia adevărată. Imediat va începe. La pauză. Calculatorul meu respinge acest alt fel de talent. Este incult. Am un calculator foarte incult. Nu apreciază arta adevărată. Dar așa că vom cânta pentru voi. And I was like, baby. Oh, a început deja. El vrea mai mult pe lucru. Bine, acum că ne-am liniștit cu această melodie divină, să revenim la jocul nostru. Îmi cer scuze, nu am pus pauză la joc, sunt un handicapat, resume. Și acum s-a prinde lumina. A, ești în viață. Da, și se pare că Nikita e un homosexual. Ce-și pula? Din nou se aude de parcă merg pe nisip. De acum e din spatele cam. Nu e. Dar ce pula mea durează atâta să deschid un lap? A, am găsit-o pe măta, bă. Nu, pe bune, mi-ați cumpărat uleiul? Nu de alta, dar vreau să-mi fac niște cartofi prăjiți. Ai mâncat mic. Păi tocmai. Făcuze, nu? Seduction se laudă că vrea să ia devină Masterchef. Da, niște sertare foarte folositoare, probabil că îmi pierd decât viața aici. Hai în pula mea că mă piși pe mine. Hai de... Mamă, bă, dar și sertarele... Da, așa, aveți dreptate, măcar nu mă mai dor cu el. Fai să-mi bag pula ce m-am speriat. Da, mă, da, eu am selectat, nu mai fi homosexual. O poveste foarte frumoasă de dragoste. Se naște aici între Seduction și Ceară. Să-mi bag pula în pizde. Ce pula mea e ușa asta? Deschid-o, fă! I know you love me. Să-mi bag coaiele stângi, ce tapet în pâna mea. Băi, dar nu mai fac să mă pun lumea așa pe lumea. Mamă, presim că o subelez pizda acum. Deschide dulapul, fă! Să-mi bag pula cu trei disc. Mamă. Stinge lumea. Hai mai repede cu sertarul mătii. Hai să-ți bagi pula. Hai mă. Pauză. Iertați-mă, dar după ultimele două șocuri de la Slender și... Slender! Ce se aude? Ce râcă e în tavan? Bă, sunteți proști, parcă era jocul pe pauză. Uiți, luați, să-mi bag pula, am belit pizda. A fost frumos, mi-a plăcut să mă ne jucăm, hai să ne cărăm. Niciodată. Mai bine mor Virginia. Am ieșit. Sper să nu mă sperie, să mă piși pe măsa. Puși, fă! Pică, ce dur... Hai să-ți bagi, oameni, cum tropă-i ca vacă. Hai! Haide, pula mea, deschide-ți fusta! Hold it! Stai că nu vezi de fusta. Ce tanga ai, să moară măta! Hai de pula mea, mai repede în morții lui măta, bă! Sting! Fugi! Ce s-au de lamele? Îți stai coaie! Coboară pe treptele centurista, pizdi! Hai de pula mea, să moară măsa lui Sedan! Săraca, nu, că am înțeles că e bolnavă, Sedan, sper că ești bine. Fugi, fă, fugi în morții lui. Mă, da, bă, ascunde-te-n beci, fugi. Da, sunt lângă tine, bă. Hai de pula mea, ce s-a auzit? Zici că mi-au urmă că piloți. Ce s-a aude, bă, care pică pe trepte? Iar s-a aude de parcă îmi pică tampoanele. Încă nu s-a oprit muzica. Am intrat deja în modul gothic style. Suntem pe ritm. Mi-am mai pierdut și prezervativele. Încă o dată pauză, să revenim la melodii adevărate. Oh, 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 oh.
Gata, am cer scuze, deja am înțeles că am probleme cu parteneriatul pe YouTube. Da, hai să revenim la jocul nostru. Oh, sunt încă vie, lua-mi aștețele în gură. Haide pula mea să moară Johnny, acum trebuie să mă duc înapoi? Păi mâncam ei moartea, fă. Ce pula mea a fost în spatele meu? Ați văzut și voi sau doar mie mi s-a belit singură pula? Pleacă-mă de aici. Mamă, mi-a transpirat mâna mai ceva decât pizda lui măta seara. Fugi, fă, fugi, fă, fugi în pizda mătii, fugi. Haide pula mea, nu intru în camera aia. Haide pula mea, ce-s cu scaunul ăsta? Haide pula mea. Hai, facem turistul, hai! Mamă, bă, dar am găsit la lucru în casa asta, veri folositoare. Să nu mai dau joc cu lanterna. Bă, eu dau cu lanterna cum vreau, mă. Dau cu Zaro 6-6. Ca mine, nu ți-a mai face. Hai de pula mea, ce... Am mai fost aici, n-am mai fost aici? Hai, ziceți-mi că am mai fost aici. Am verificat dulapul? Nu. Hai, 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 să nu fii moarte, să nu fii moarte. Hai de pula mea, mă, căca pe mine. Hai de pula mea, nu mă întorc. Hai de pula mea. Hai să zbași coaiele. Hai de viața mea să moară măta aia pe centurizăs. Dar n-am fost din adins, nu mai suferi în pizda, mă, unde trebuie să mă duc acum? Nu știu, că eu n-am trebuit să mă mai duc. În camera asta am fost oare? Am fost, nu? Ai fost pe spate? Am fost! Ăsta e etajul deja. Voi, dar să moară măta, bă, dar... Dar de unde știi că n-are două etaje casă? Păi, dar sunt la etajul 2. Dar m-am uitat peste tot ce pula mea se fac aici. Asta e închis. Da, clar. Salut. Pauză, cum pun pauză? N-ai fost în baie, frere. Jură-te. Să-ți bagi pula. N-ai fost în baie, bă. Da, dacă țineți minte, s-au jucat cretinii mei prieteni acum ceva timp, știi? Și ei știu cam pe unde au fost. Dar eu n-am fost în prima cameră din casă. Da. Se vede cine e prost. Dar totuși, nu am găsit o cheie, n-am găsit nimic. Dar ce faci cu scările și codul cu aia? Cu că scările e logic o să cobor în beci, dar cheile... Deci e ușa asta. Cum unde bag codul? Nu vezi că e din lemn ca măsa? Ai zis cu cheile. Cu codul. Hai că revenim data viitoare cu partea a doua din jocul ăsta de căcat. Și am revenit cu partea a doua în care o să mă cac pe mine în acest joc, casa bolnavă. E aici, aici, aici. Ești prost? Stai lumina, lumina! Best parte 2 ever. Sticky keys. Să-ți bagi pula în măta. Oare mai sunt ei? Ah, m-a dezvirginat cu măta. Să-ți bagi pula în măta. Ai de pula mea. Și cred că this is the game, best part to ever. Probabil că o să le pun în aceeași parte. Apare nici dacă e pauză, mă urmărește satana. Să știi, frate. Hai de pula mea. All donations go towards my surgery, medication and future games. Bă, jocul e bun. Dar să-mi ba pula în tine dacă găsesc o cheie în toată casa asta. Eram baie în WC. Da, prietenii mi-i spun că n-am verificat WC-ul. Și le-am răspuns foarte simplu. Ce ar căuta o cheie sau ceva să deschidă o ușă într-o baie? Și răspunsul care mi-a venit mie de la sine, am găsit o scară în cuptor. Ce pula mea se mai poate întâmpla jocul ăsta, nu știu. Dar probabil că ori nu aflați de la mine, ori va trimite tare greu să mă convinge să mai joc căcatul ăsta. Asta a fost tot pentru casa bolnavă. WaXeN vă zice ceau.